Romașcanii sunt invitați să redescopere farmecul lecturii unui ziar din hârtie, pe suport tipografic, așa cum se spune astăzi, un ziar ce poartă încă nostalgia mirosului cernelii tipografice. Mesagerul de Roman, un ziar săptămânal ce va cuprinde știri din municipiul nostru, reportaje, interviuri, politică, sport, evenimente, cultură, artă, divertisment, din 25 februarie. Discutând cu mai mulți cetățeni pe la chioșcurile de ziare, s-au arătat nemulțumiți de faptul că despre Roman se scrie puțin. Iată că a apărut ideea unui ziar în format pe hârtie, un ziar clasic, săptămânal, nu cotidian, care se va numi Mesagerul de Roman. El se va putea achiziționa de la chioșcurile de difuzare a presei, începând de mâine 25 februarie, repet, este săptămânal, este într-un format 16 sau 24 de pagini, un format gen magazin, deci pe lângă informații, știri la zi, comentarii politice de altă natură, va avea pagini culturale, pagini de sport, pagini de Casa și Grădina, o rubrică de divertisment, deci e un ziar gen magazin. Deocamdată apare joia. Dacă vom schimba data, ziua apariției, o să anunțăm în timp util. Există și un sediu, nu am pus încă o firmă deasupra, sediu este în pietonal lângă societățile de asigurare Astra și Unica. Cred. Asta în pietonal. Pentru cititori, pentru sugestii, exact. Nu? Pentru cei care vor să se adreseze direct, o să publicăm și un număr de telefon și un număr de și o adresă de mail. Despre municipiul dumneavoastră se va scrie din 25 februarie mai mult cu Mesagerul de Roman, pe care îl veți găsi la chioșcurile de ziare.